Acest program vă este oferit de Superbet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Liviu Chiriță și de la această oră vă invit la Pariologia, o emisiune de pariuri care ușor, ușor începe să-și facă loc în peisajul mass media de la noi și cred eu și în rândul microbiștilor și celor pasionați de pariuri. Suntem deja la a patra ediție. Ne bucurăm că am reușit să creăm o ușoară emulație. Am tot felul de feedback-uri pozitive și tot felul de reacții pozitive din partea pariorilor și sper ca în continuare să continuăm pe aceeași linie. Să mergem pe aceeași linie. În primul rând, ceea ce ne bucură este faptul că într-o nicio lună de emisiune am reușit să producem, fie în cadrul emisiunii, fie pe platforma de Super Social care este legată, este conectată cu emisiunea, 6 bilete câștigătoare. Unele le-au fost prezentate chiar în cadrul emisiunii, unele le-ați putut copia și foarte mulți dintre noastre ați făcut-o de pe Super Social, de pe pagina Chiru, care este pagina mea personală, dar pe care am donat-o, ca să zic așa, emisiunii, pentru a fi mai simplu și a putea intra și vedea ceea ce pariez eu live. Eu am, ca de obicei, alături de mine pe colegii mei, suntem în formație completă, pentru că data trecută Daniel Nazare a lipsit, acum a revenit cu forțe proaspete. El a fost prin telefon și ne-a dat un bilet interesant despre care vom vorbi. Și bineînțeles, șeful meu la pariuri, Dacian Varga, care a reușit încă o dată să-mi iau un carton de prăjituri. Vom discuta și despre acest lucru și a făcut și cont mai târziu. Și a făcut cont de data trecută, am făcut un breaking news. Avem încă un breaking news trist, din păcate, voluntari. Mioveni s-a terminat 1-0, un meci pe care eu am mizat înaintea emisiunii și am făcut câteva bilete. Va urma, așa cum spunem noi pariorii, completarea, pentru că am mizat pe două goluri. Voluntar marchează două goluri, au fost ceva ocazii, pe final meciul s-a stins și vom încerca să refacem și biletul de 1.000.000, pentru că deja publicasem o schemă, un bilet care ar fi putut merge mai departe dacă voluntariul reușea să marcheze de două ori. Și tot un breaking news, avem biletul de vineri, pentru că deja primul meci începe la 19:30, așadar să începem cu prima rubrică, biletul de vineri seara. Biletul de vineri seara, așa cum v-am obișnuit, este format din meciurile care se desfășoară la această oră în Europa. Sunt, ca de obicei, campionatele importante, dar și campionate cu jocuri din ligile inferioare, jocuri în care se înscriu însă multe goluri și care de multe ori ne-au adus succesuri. Dacă putem să vedem pe ecran, Andrei, cartonul cu meciurile, până voi găsi eu biletul în aplicație, pentru că am plasat acest bilet. Iată-l, doamnelor și domnilor, va începe acum la 19:30 Lausanne cu Xamax, peste 1,5 goluri. Este primul meci care se desfășoară, da, din punct de vedere cronologic. Am reușit să deschid. Arminia Bielefeld cu Greuther Fürth, un meci din Germania, un meci de goluri, în opinia mea. Este, deci, al doilea meci, îl vedeți pe ecran. Peste 2,5 goluri, 1,75. Vom avea tot din Liga 3 din Germania de această dată meciurile la Duisburg. Duisburg cu Aue, am pariat, ambele echipe marchează. Eu prevăd și aici un meci de goluri, două echipe care nu prea mai au pentru ce să lupte în Germania. Și pe final, acum în Germania, se marchează destul de mult. Wolfsberger-Altaș, un meci cu o cotă foarte mare la 3+, a fost 1,90, a scăzut la 1,80. Un meci din Austria, din play-out-ul austriac. Nu puteam să-i scot de pe bilet. Echipa ta de suflet, Anderlecht, nu? Pe prietenii mei juniorii, tineretul lui Anderlecht. Un meci greu cu Berchot, o echipă care încă mai speră la promovare, dar un meci, etapa trecută, Anderlecht a făcut 0-0, dar am mizat că vor,
că vor marca de această dată, aș vrea să și public acest bilet ca să le fie mai simplu celor care ne urmăresc. Deja este de, publicat pe Super Social. Și pentru să spui și de Leverkusen cu Kiel, nu l-ai amintit. Nu, nu, e 19:30 și încep meciurile și vrem în continuare. Asta este biletul, aveți codul pe ecran. O cotă totală de 34 cu o miză de 43 de lei. Da, Daniel, ce vrei? Leverkusen cu Kiel. Leverkusen se bate pentru ultimul loc de Conference League, locul al șaselea din Bundesliga. Ei sunt la 6 puncte de Leipzig și bătaie cu Wolfsburg. Ei dacă pierd, Wolfsburg joacă la Dortmund. În mod normal n-ar învinge, iar dacă Leverkusen învinge în seara asta, se distanțează la 5 puncte de locul 7 și cred eu că e o opțiune serioasă pentru a merge în conferență. Da, e un meci... se poate decide etapa asta în ceea ce privește participarea europeană. Zona europeană din Germania. Nu se va decide cu siguranță titlul, unde cred eu că se va juca până în ultima etapă cu Dortmund și cu Bayern München la baionetă. Dar Cian, cum vezi weekendul ăsta? Ce părere ai? Uite, mă uitam repede că vreau să pun și eu acest bilet. Hai, te las să-l pui. Vreau să pun și eu acest bilet, cu toate că deja a început, nu? Da, dar cred că poți să-l pui pentru că la am început deja două meciuri. Da, deci la Bielefeld se poate juca și la live pentru că am peste 2,5 și Lozan la fel, am total goluri Lozan peste 1,5. Deci se pot juca și în live aceste meciuri. Cele două tipuri de pariu sunt acceptate și la live, așa cum vă spuneam, o cotă de 34, am pus 43 de lei, până la sfârșitul emisiunii vom avea un prim semnal dacă biletul a început bine sau trebuie să ne pregătim de Liga Campionilor, cum ar spune. Ne pregătim de biletul de sâmbătă. Da, exact. Vorbeam de ce se întâmplă, ce se va întâmpla în această săptămână, dar cred că ar fi bine să trecem în revistă și ce am făcut săptămâna trecută. Spuneam că în această perioadă de o lună de zile am avut practic 5 bilete câștigătoare și Daniel a avut un bilet la cupele europene. Și Dacian a câștigat două cartoane de prăjituri și este ambițios și motivat. Și le are de primit. Unul l-am primit când ai fost tu la concert la Gânsii. Și ce-și de 1 mai, când ai păcălit că ai fost la munte și tu de unde erai la Mamaia? N-am mai văzut că o să zic eu lumea că facem barter. Nu, dar e cald aici, luminile încălzesc. Exact, și le vom... Oricum, ești de cuvânt. Le vom savura după emisiune fără nicio problemă. Ce părere ai de weekendul ăsta? Ca să înainte să facem acea retrospectivă de săptămâna trecută, de meciuri, de... Crezi că va fi un weekend de goluri? Se apropie finalul de sezon în majoritatea campionatelor. Acum, dacă vorbim de Liga 1, dacă vorbim de play-off... Vorbim acolo... pe partea unde e specialistul nostru. Da, vorbeam și înainte de emisiune și spuneam că, din punctul meu de vedere, CFR-ul este într-o mare scădere de formă. Da, mi-ai propus încă un pariu, dar l-am evitat. El pe Daniel, poate faci cu el pariu. Da, eu am spus că toate că joacă acasă CFR-ul, eu tot merg pe mâna celor de la Universitatea Craiova, pentru că, repet, cred că acolo sunt mult mai mari problemele. Vom vorbi, hai să vedem ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am avut două bilete câștigătoare sâmbătă și duminică, poate vom putea să le punem și pe ecran. Am avut un bilet sâmbătă, e un anumit... stil în care joc eu, ca să-i spunem așa, îl numesc biletul de prânz. Eu întotdeauna am fac un bilet la prânz, după ce mănânc o ciorbiță, o friptură și așa mai departe, vreau să stau să văd și meciurile. Și sparanghel, te rog, spune nici de sparanghel ăla, când ne-ai pus acolo de mare friptură, frumos, rumenită. Și... Uite biletul, hai să ne uităm. Cred că mă pricep la bucătărie mai bine decât la pariuri, o să și demonstrez. Uite biletul. Ăsta e biletul pe care eu îl numesc biletul de prânz, pe care îl joc fie sâmbătă, fie duminică, cu meciurile din intervalul orar 13:30, să zicem 16. A fost un bilet fără prea mari emoții. Crystal Palace o cotă imensă la Și de ce a fost fără mari emoții? Pentru că s-a marcat în toate partidele. Exact. Toate echipele au marcat. Exact, pentru că am avut goluri și ambele marchează. Și ce e interesant, într-un singur meci n-a fost 3+. Și acolo am luat ambele echipe marchează. De asta spun că e foarte mult. Și ăsta e celălalt bilet, da? Inspirație. Acesta este biletul de duminică, da? Dar mă refeream la cel de sâmbătă, am avut un meci din Germania, singurul care n-a fost 3+, și acolo am avut ambele marchează. Am mizat aici pe FCSB X12 peste 1,5 și m-am bucurat că Andrei Ivan
a avut acea execuție la 1-0, pentru că deși era 1-1 și puteam câștiga, totuși Craiova a jucat mai bine și la 1-1, da. Cred că gândește-te că aici greu. Ai avut un Ajax Eindhoven 3-4 și ai mai avut mai jos un meci 7-3. Viking. Da, ăla, scorul anului. Adică să joci GG la 7-3. Și a fost 0-1 în pauză. Da, da, da. A fost 0-1 în pauză, dar la Ajax a Viking. Fost, la Ajax s-au încălzit mai greu. Dacă 1-1 a fost după, la Ajax a fost 1-1 după 90 de minute. A deschis scorul Ajax și a egalat Eindhoven la începutul reprizei a doua. Deci una peste alta, nici acest bilet nu a fost cu mare emoții. Mă bucur că au jucat destul de mulți... 73 am văzut că da, sunt. Da, 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 destul de mulți oameni și sper că s-au bucurat de acest bilet. Și chiar îi rog să, pe această cale să ne scrie pe pagina noastră de YouTube, să comenteze și eventual chiar să ne mărturisească dacă cu adevărat... meciurile pe care le-am prezentat, sugestiile noastre le-au fost de folos. Acum trecând și la părțile mai puțin bune, pentru că normal avem și astfel de lucruri. Avem și eșecuri. Exact. Cel mai important este cel al lui Daniel, care trebuie să-l luăm în considerare. El, în emisiunea trecută, în timpul emisiunii am vorbit prin telefon și am... Să nu înțeleagă vorbit. Lumea că am făcut biletul prin telefon. Nu, biletul nu, l-am făcut cu două zile făcut înainte. Nefiind în emisiune, da. Înainte, doar că l-ai prezentat atunci când ai sunat. Știi cum e acum, uitându-mă pe el, un singur gol ne-a lipsit acolo la Napoli, care ar fi trebuit să se sărbătorească acasă. 1-0, 1-1 și da, din păcate nu mai avem, nu avem cartonul cu biletul, dar toate meciurile au ieșit. Toate meciurile cu excepția lui Napoli, unde a avut gazdele marchează două goluri. Gazdele marchează două goluri, da. Poate că dacă luam că se marchează două goluri în meci, sigur n-ar fi fost cota foarte mare, dar asta a fost. Am introdus și meciul de handbal, da? Da. Țineți minte că am luat la Rapid că va pierde cu Viper și a fost o diferență. Și o cotă bună, era undeva la 1.60, cred. Da, 1.60. Era chiar o cotă bună. Viper e totuși deținătoarea Ligii Campionilor, exact. Și cred că e cea mai bună în... Vom vedea dacă e Viper față... sau Ghior acum. Vedem care e, că și Ghior se mișcă foarte bine. Pentru mine bine. A fost o surpriză, totuși CSM-ul. Nu mă așteptam să pierdă de maniera asta. Și cred eu. O să vorbim de CSM mai târziu, că e o cotă bună acum. Okay, după ce au pierdut la 4 goluri, cred că... Și în afara acestui bilet, unde totuși e interesant că, din ce știu eu, Daniel, să mă contrazici dacă n-am dreptate, Napoli era ultimul meci pe biletul tău ăsta? Nu, ultimul meci a fost Bologna-Juventus. A, Napoli deci aveai, s-a jucat sâmbătă. Îl aveai pe amândouă. Deci a fost Barcelona-Betis, gazdele 2+, Metaloglobus Latina 1, că am vorbit noi. Metaloglobus a bătut cu 1-0, Napoli-Salernitana, Elche-Raio a fost 4-0 sau ceva de genul ăsta. Roșu, sau 4-2, da? GG sau peste 2,5, deci ieșise de la 3-0 deja. Inter-Lazio, GG a fost 3-1. Da. Bologna, Juventus, GG a fost 1-1. GG și peste 2-5. Și Rapid Cristian-Sand, 2. 1-62 a fost scot. Deci Bologna a fost în aceea zi, a fost după Napoli, da? Da, Bologna, nu, Napoli a fost după nu, Bologna a fost duminică. Inter-Lazio a fost sâmbătă. Da, un pas oricum. Interesant biletul, așa acum dacă stau să mă gândesc, m-am pripit un pic, dar... E bine, erai și plecat. Nu, și... nu cred, fiind plecat, da, fiind plecat eu cu Dacian am comis-o și mai rău aici. Pentru auzi, că... aerul de la munte oxigenează. Eu cu Dacian aici am prevăzut la Napoli un spectacol, goluri multe... Până la urmă, Salernitana... Oricum a fost o surpriză pentru toată lumea, sincer să fim. Eu am spus ceva emisiunea trecută, cred că s-a înțeles un pic greșit, nu vreau să o întorc acum că nu e cazul. Galeriile celor două echipe, deci Napoli și așa, sunt într-un oarecare război. Și m-am interesat după aia exact. Echipele la nivel de joc și așa mai departe, mă gândeam, Salernitana oricum e aproape scăpată, dar era o rivalitate foarte mare la nivel de suporte. Salernitana, după punctul ăsta, au venit acasă la Salerno și era, deci pur și simplu tot orașul i-au primit ca și cum câștigaseră campionatul. Deci a fost o chestie legată de suport. Și a fost ceva la Napoli și de presiune asta, știi, doamne, trebuie să batem că presiune care s-a resimțit pe parcursul ultimelor meciuri. Vedeam la final, erau transfigurați. Erau cu sufletul la gură, adică erau... Da, și nu se punea problema, adică nici n-au avut ocazii pe final. Așa e greu după 30 ceva de ani să fii în fața unei performanțe, e greu. Și am mai văzut o chestie interesantă, că m-am uitat la meci. Antrenorul lui Salernitana, Paolo Souza,
Deci era de parcă era finala, deci zice că e finala de cupă. Dar cum ai spus tu, dacă era ca un derby pentru ei. Exact. Era... Eu nu mă așteptam la nivel de echipe, mă așteptam vis-a-vis de... Mă gândeam un 3-2, un 4-3, un meci frumos, au dat, au marcat, dar s-a jucat pe viață și pe moarte, ceea ce trebuie să ținem cont. Bine, cum s-a jucat încolo. Și acum. Adică... Napoli cum a jucat și acum cu Udine. Da, da, dar mai îndârjiți mi s-au părut cei de la Salernitana la meciul ăsta. M-am uitat la meci și chiar au vrut să încurce cât de cât, adică să iasă ei în... Au vrut să nu ia campionatul cu ei. Da, exact. Exact. Și știi că se întâmplă, sunt multe echipe care zic, bă, nu vreau să... Indiferent de situație, nu vreau să se bucure cu noi. Exact. Probabil că și ție ți-a întâmplat de aceea. Erai în situația în care veneai, bă, nu vreau să văd pe ăștia campion pe spatele nostru. S-ar putea să se întâmple în Superliga lucrul ăsta, în ultima etapă, FCSB Rapid. 100% acolo. FCSB Rapid. Rapid poate nu are nicio șansă la cupele europene sau... Și Farul joacă ultima etapă cu CFR-ul. Exact. La CFR. Da, dar aici e rivalitatea mai mare, FCSB Rapid, grupurile de suport. Păi nu, asta spun, adică dacă o să vedem ultima etapă, dacă s-ar ajunge până la ultima etapă, Farul să joace la CFR, da? Adică aș vedea un meci mai ușor. Acum depinde și CFR-ul dacă o să mai aibă șansă sau nu. Ce se întâmplă, că am observat treaba asta în toate play-off-urile de până acum, când FCSB-ul a fost oarecum în cărți, până spre final, au comis-o. Întotdeauna au avut s-a problema asta, acela. Nimeni nu i-a iubit. N-a avut niciun aliat. Au avut pe Botoșean care n-au putut să-i ajute prea mult, gen alianțe, ce se vorbea, ba din contră. Și întotdeauna ei au avut chestia asta. Ia CFR-ul, și anul trecut, CFR-ul spre deosebire de FCSB, poate și prin strategia conducerii, poate și prin alte influențe, nu știu, că nu vreau să vorbesc, întotdeauna când au avut nevoie sau ceva, i-au ajutat, nu în meci direct, dar i-au încurcat pe ceilalți. Indirect. Indirect, încurcându-i. Poate și din cauza declarațiilor patronului și faptul că e tot timpul cu sabia sus și așa mai departe, dar și acum FCSB are nevoie, nu prea mai e numai la mâna ei. Că poți să-l bați pe Farul, dar trebuie să, ca Farul să se încurce. Și hai să ne uităm pe program. Nu. Ideea este că e un meci direct, dar să zicem dacă bate FCSB pe Farul, nu beneficiază campionat. De rătunjire. Exact, păi asta spun. Beneficiază pentru că CFR-ul deci și FCSB-ul asta spun, nu sunt la mâna lor. Nu sunt la mâna lor. Iar acum Craiova poate să bată pe CFR, pariu propus de Dacian pe care eu l-am refuzat. Vrea să parieze, să ia Craiova, să iau CFR. Și în momentul în care CFR-ul e ieșită oarecum din cursă, bine, vedem acum etapa asta, că dacă CFR-ul reușește să câștige acasă, rămâne în cursă. Rămâne în cursă, depinde și de ce va face Farul. Și cred că aici vreau să spun puțin de ăștia, de FCSB cu Sepsi. Toată lumea îi dă favorit și eu îi dau favorit pe cei de la FCSB. Tare mi-e frică să nu vedem meci, robot. Va fi un meci la Sepsi. De văzut, da, într-adevăr. Știi, adică... Da. Hai să mai trecem și la bilete, că de vorbit suntem sătui. Mergem la a doua rubrică a emisiunii noastre și, Dacian, să te pregătești, vorbim despre biletul invitatului. Dacian, ai cuvântul să vedem biletul. Hai să vedem cartonul. Pe ecran, da, și să le explici un pic. Eu am văzut biletul, interesant. Dar mai departe... N-ai fost mulțumit cu... mai certat cu... O să spun când... La, normal, doar uite, ne menajăm acum. Vedem. Ce ți-am spus în particular... Dinamo Unirea Dejun. Care e argumentul? Merg pe mâna celor de la Dinamo pentru dacă reușesc să câștige, așa. Da? Eu zic că 99 sunt la baraj. Unirea Dejun n-are nicio victorie în acest play-off. Da, dar... Cotă bună. Și a scăzut cota de la 1.60. Aduți aminte că, de exemplu, a jucat la Iași și au reușit să scoată un egal. Știi la ce trebuie să ne mai gândim la Dinamo? Că totuși arbitrajele, publicul, da? Astea vor fi cu ei. Adică nu, eu nu cred că o să vină la un meci aici de Dinamo. Aici te contrazic. Mi-e greu să cred că, de exemplu, Dinamo cu Steaua a fost de partea lui Dinamo. Arbitrajul. Nu, eu cred că i-a ciupit acolo. Eu spun aici cu Unirea Deci, care nu e... E locul 6 în play-off. Sau că am ciupit singur, Dacian, că exact. Penaltiul ăla și ce s-a întâmplat. Da. Adică au făcut ei foarte multe greșeli. Peste puțin, dar aduți aminte de acel gol. Golul 2-3 anulat. Da, e prea complicat, nu înțelegeau nici arbitri. Tu ai dreptate, conform regulamentului. Ferească Dumnezeu, cum să fie complicat pentru arbitru? Păi de ce ești arbitru? Păi da, dar faultul a fost în afară, el s-a bătut dinăuntru, că dacă se bătea de afară, golul era mai lung. Da, și eu zic că e o fază complicată. Da. Mie mi se pare mai simplă faza. Bun, deci ai zis de Dinamo 1, da? Eu am zis Dinamo 1, da, și eu cred că
Acum, dacă nu mă înșel, Steaua joacă cu Galați. Da. Joacă Steaua, are meci acasă cu Oțelul Galați. Da. Adică dacă cei de la Steaua reușesc să îi încurce pe cei de la Galați, da, și Dinamo reușește să câștige, se apropie de Galați și poate chiar să se bată pentru locul 2. Adică e clară treaba că dacă Dinamo nu bate acasă pe Unirea Dej, nu mai au nicio șansă pentru a prinde. Deocamdată sunt 6 puncte între cele două, s-ar apropia la 3. La 3 puncte și au meciul, joacă următorul meci după aceea, dacă nu mă înșel, joacă Oțelul Galați cu Dinamo. Da. Și mai e ceva, declarația lui Dorinel Munteanu. Corect. Care a spus că Iașiu s-ar da la o parte în fața ultima etapă Dinamo se duce la Iași. Nu știu, eu cred că Oțelul e mai bună ca Dinamo, dacă mă întreb pe mine. Da. Și eu sunt de acord cu tine. Discutăm practic de locul de baraj, nu vorbim de promovare directă. Nu, de promovare directă. Nu, zicea să treacă înaintea Oțelului. Polia și Oțelul, primele două. Știu, dar... Polia deja este echipa care deja este în Liga 1. Eu cred că Oțelul nu pierde etapa asta. Știi că Oțelul, Dorinel, are stilul ăsta să scoată măcar un egal, să joace știu, la... Dar aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în retur. Vezi că Steaua a trăit practic numai din victoria asta cu Dinamo. În rest, nu prea au arătat mult fotbal în play-off-ul ăsta. Okay, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la Galați. Oțelul cu Steaua. Adică a fost 3-0 pentru Oțelul, apoi au reușit să marcheze cei de la Steaua, s-a terminat 3-2. Mă gândesc că acum vor să-și ia și ei revanșa. Da, asta vor să-și ia revanșa, știi cum apoi e fotbal. M-am luat după colegul nostru, am băgat și un meci de handbal. Așa, foarte bine. Foarte bine. A mers ai zis să variez un pic? A mers pe mâna celor de la Ghior, au câștigat. Da, te-ai riscat un pic la coda asta. 1-25. A, da, știi cum vreau e, o iei, nu o dai. Vreau să merg și eu puțin pe siguranță, bravo, că tu ai câștigat. Da. Dar la Gheor măcar puteai să iei o diferență, că bate la 2, la 3, la 1, știi? Adică îți mai câștigat. Au câștigat și în meciul tur în deplasare. Categoric 5. La 4 sau la 5. Da, au fost conduse cu 7 goluri. Da, știu că am văzut. Da, dar ori e o victorie sigură, oricum, nu contează. I-am luat la Werder cu Bayern München. Aici e pericol. Ia e sigur? Vedem. Ce ai luat? Dacă mai putem să vedem o dată biletul. 2. 2. Deci bate Bayern München. Da. Și? 2,5. Peste? Da. În meci. 37. Da. Deci peste 2,5. Da. Din punctul meu de vedere, dacă ei 2 Werder, solist... dacă nu mă înșel, este pe ultimul loc sau pe penultimul loc? Nu. Werder e scăpată. Werder nu stă rău în clasament. Ne uităm imediat. Uite-te, te rog. Stă bine. Deci... Ideea e că aici, dacă ei 2 solist la 1,33... Bayern este pe primul loc, este obligată să câștige. Am înțeles, dar e destul de mică diferența de cote. Bremen e pe locul 12, e salvat. Dar diferența de cote e mică de la 2 solist 1.33 la 2 și peste 2.5 1.57. Adică eu aici n-aș fi mizat pentru că nu merită pentru 0.20 să risc. Poate să fie un 2-0 pentru Bayern, dar fii atent, Bayern că dă 2, avea 1-2, o echipă care în momentul de față... Știi cum e, spre final de sezon și navighează la mijlocul clasamentului, e imprevizibil, nu poți să-ți dai seama. Poate să se concentreze pe mâna lui Bayern München pentru că este pe primul loc, trebuie să câștige automat. Da, trebuie să câștige și la Mainz acum două săptămâni, tot pe primul loc. Păi da. Știi care e ideea, Daciani? Au greșit odată. Nu mai greșești a doua. Nu mai greșesc a doua oară, că mai sunt puține etape. E interesantă și cota la Bayern, 1.33 la victorie. De regulă, Bayern avea cote destul de mici, chiar dacă își ca afară. Și Bayern în ultimile 10 etape, și dacă ne referim și la Champions League, nu i-aș mai paria încă o dată. Da, cum sunt eu cu Paris Saint-Germain, dar o să ajungem și acolo. Deci o să înlocuiesc meciul ăsta al tău, joc biletul tău, dar înlocuiesc cu meci, îți spun la sfârșit. Și atunci și pe Dortmund îl înlocuiești, că nici Dortmund nu-ți convine. Nu, Dortmund dă multe goluri. Hai să vedem Dortmund, dacă putem să mai vedem biletul. A luat Dortmund 1, da, și peste 2,5. În meci. Ce cotare? 1.90. Asta da, e un pariu bun. Dortmund. E un 2-1 interesant aici. Da, aici e cotă mică la Dortmund, marchează două goluri, e 1.47 și cred eu că ai mizat pe un pariu bun, uitându-mă la cotă. Uite, hai să facem o comparație. Vezi Werder cu Bayern, 2 și peste 2,5, 1.57. E totuși o cotă mică. 1 și peste 2,5, Dortmund acasă 1.90, merită. Adică gândim și vis-a-vis de cote, știi? Am luat la Newcastle cu Arsenal GG, sau 2,5, o cotă mică 1.30. Vreau să vin și o săptămână viitoare să... Doamne, mă felicitam. Să intri cu pieptul înainte aici. În meciul ăsta se dau multe goluri. Problema e că... Am vrut să pun 3+. Mică. Am vrut să pun 3+. Da. Păi nu, cred că erai tot pe acolo. Mai departe, CFR Craiova, PSFX...
Dar de ce? Vezi un meci așa strâns? Da. Am înțeles. CFR-ul mi-e greu să cred că reușește să marcheze mai mult de un gol. Iar Universitatea Craiova au jucători buni de atac care poate în orice moment să facă diferența și să eu marcheze. Eu m-am ferit de meciul ăsta pe ce am pe analiza mea, dar... Păi voi vă feriți de meciul din Liga 1. Vreau să vă văd și pe voi în Liga 1. Nu e adevărat, nu ne ferim de meciurile din Liga 1. Da, sunt niște echipe periculoase în perioada asta. Aici se vede. Bayern München. Nu ne ferim de aceea, numai că, uite, am discutat de Farul, când am spus amândoi că va fi un meci de sub. Am spus că play-off-ul ăsta îl văd GG, adică ambele marchează multe meciuri, dar sunt anumite meciuri în care, uite, ăsta, de exemplu, e un meci care, la fel, eu l-aș vedea de ambele marchează, deși poate să fie un PSFX, poate să fie un 1-1 foarte bine, adică asta nu înseamnă că poate să-ți iasă pariu. Eu zic o prima repriză, o să vedem o prima repriză slăbuță. Asta este părerea. Hai și pariu. Te riscă și cu Paris Saint-Germain. No. Evenimentul kamikaze de pe bilet. No. Merg pe mâna. Parisul. Dar și data trecută ți-ai ieșit, ai avut goluri, 36 goluri. 36 goluri. Și mi-a ieșit. S-a terminat 3-1 pentru 2-1 sau 3-1 pentru Troia, da. Deci Paris aici a emizat la fel că bat și se marchează? Peste 2,5. Cine marchează? O cotă de 1,67. Cine marchează? Messi nu e, Neymar nu e? Messi cu capul din drop. Da? Bun. Am înțeles. Deci, Mbappé 3 goluri, da? N-au cum să nu câștige, serios. Auzi, eu și în meciul ăsta, Levi, nu mă interesează, nu vreau să știu. Eu declar public în fața celor care mă urmăresc, Barcelona... Exact. Paris Saint-Germain. Dar acum dacă te și Bayern München. Și chiar și Bayern, exact. Dar Bayern, adică nu aș miza în un pariu să o văd prea favorită. De exemplu, eu la Bayern acum cu Verde am jucat GG3+. Da. Ambele marchează și 3+. Dar știi cum faci analiza asta? E ultimile 10 meciuri ale Barcelonei, ale lui Bayern. Ce vorbeam de la începutul și al Paris Saint-Germain și să vezi că în jumate din ele nu ne-a ieșit. Nu, și mai e o chestie interesantă, că citim și noi, și tu, Daniel, și tu Dacian. Păi vedem. Da, Daniel are și laptop. Vedem, da, da. Nu, eu am și laptop și tablete și telefon. Citim acasă, nu aici în emisiune. Spune-i lui Andrei să-mi fac eu nu citesc, mie îmi suflă Andrei în casă. Da, știi de unde sunt? Din banii de la pariuri. Nu, ce vreau să spun. Am văzut în ultima lună toate discuțiile astea, ce înseamnă la Paris Saint-Germain campioană, mă rog, da, lipsită de motivație. La Bayern, tot ce s-a întâmplat, îl dă afară pe Oliver Kahn, îl dă afară pe Salihamidžić, zici, vine nu știu cine, Tuchel a venit. Astea se văd, adică se văd în joc. Sunt probleme la club. Problemele la club. Uite că se văd și la cluburi mari, nu vorbim la noi, că la noi imediat cum vezi, mamă, s-a acestat. Crezi tu că dacă cei de la PSG mai reușesc să își pună un eșec, ce că nu explodează acolo stadionul? Ce, să mai duc la Neymar acasă odată, mai în jură? Atracția noastră... Messi nu știu pe unde mai stă pe acolo. Atracția noastră adică în momentul de față este că vedem echipele astea mari, doamne, trebuie să le jucăm. Asta spun. Nu, e, uite cum păi are... Păi asta am și pus pe... Ai văzut că Liviu are... Îți dau 4 meciuri din Germania, acum din Germania 3. Am și explicat de ce merg pe mâna PSG-ului. Da, da. Pentru că am spus, trece printr-o perioadă proastă, mi-e greu să cred că la infinit o reacție oarecum de orgoliu, băi, vă facem de râs. Asta am spus. Tot cât de cât au, mai se încălpesc. Știi care au mulți ideea? Absenți. Trebuie să urmărești și niște campionate pe care nu le urmăresc alții. De aceea noi urmărim să nu fim urmăriți. Exact. Eu pariez un meci din Liga 2, mereu mă gândesc la unul. Pariez un handbal. Da? De ce să mă duc la Paris Saint-Germain, la Bayern, la Barcelona, care au făcut mai nenorociri în ultima perioadă? Ei, uite, acum să vezi tu cum PSG o să ne bage banii Bayern în Bayern și cu PSG. Nu, dar să vezi ce ne zice data aici. Viitoare când nu iese, ce nu mai joc niciodată. Nu. Dar și dacă ies, nu mai te înțelegi cu el. Să vezi. Stai să vezi. Oricum, bun, să vedeți. Și mai am FCSB-ul cu Sepsi, am luat unul solist. Păi ai zis că ți-e frică mai devreme. Nu, a zis că o să-l ia, dar a zis că am spus că este favorită, am spus că da. Acum ai luat și la CFR cu Sepsi, cum am vorbit și la CFR cu Sepsi. Greu, 0-1, s-a întors meciul, până l-am bătut că trebuia să bată. Nu bate pe Sepsi, nu merită să ia campionat. Da. Clar, nu? Da, corect. E replica clasică din fotbal. Dacă noi batem pe ăștia, nu merită să luăm campionat dacă noi batem nici pe ăștia. Da, aici mai e un pariu interesant, o să vorbim mai târziu. Eu văd chiar și un Steaua marchează 2 goluri aici, e bun, pentru că are 1.80, o cotă și mai mare. Pentru că FCSB cu Sepsi, cu siguranță cota va scădea, are 1.67 acum. Aduți eu văd luni ajungând la 1.50. În campionat a câștigat 1-0. A câștigat FCSB cu Sepsi, dacă nu mă șel, 1-0? 2-0. A fost singurul meci din ultimele 20 în care FCSB nu a luat gol. Știi că discutam data trecută, dar a fost 2-0. Știu că FCSB a jucat cu Sepsi și Craiova a jucat la... Da. Deci da. Biletul tău este aproape bun. În loc de... Îmi scoți PSG-ul și PSG Bayern. Și
Și ce îmi bagi în loc? Îți bag un meci, mâine este finala de la Madrid, finala feminină, Iga Świątek cu Arina Sabalenka. Cota e mică că bate poloneza, e lider mondial 1.28, dar aș merge peste 19,5 game-uri. Daniele, tot e ușor de nază, da. Și îți duci spre sporturi acum, îl duci spre... Mâine cota 1.90, că sunt minimum 90. Mâine săptămâna viitoare cu patinaje cu astea, lasă-l mai... Chiar dacă le contabilizăm pe asta cu extra fotbalul și o să vezi că te duci spre mine decât să te duci spre echipele astea care sunt... Este pariul lui, e biletul invitatului. O să vedeți în weekend, exact. Să ții telefonul deschis, da, că dacă nu o să te sun eu cu Bayern München și cu PSG, o să vezi tu. E pe silențios, dar e deschis. Eu oricum mi-e frică, eu nu mai pariez cu el, că am dat la prăjituri, i-a crescut glicemia, zic, bă, stai ușor. Că... Trebuie să-ți crească și numărul de urmăritori acolo pe Super Social. Păi da, dar trebuie să și câștigăm ca să cresc. Poate scriu fetele ceva pe acolo. Are succes din toate pozițiile. Succes din toate pozițiile. Deci acesta a fost biletul invitatului, nu știu exact ce cotă, dacă mai putem să vedem o dată. O cotă mai mică, cota finală, mai jucat mai safe. Da, este 33. 33. Miză 40. 1-1 la Bielefeld cu Fürth, deja. Aole, deja? Minutul 26. Mam. La Lausanne avem câte 2, e 0-0, nu? Da. E bine, am început. Și ce am pus aici? Peste 2,5. La Arminia cotă bună, 1,75, am luat că marchează, se numește. 1,65 am văzut la mine, cred că am mai scăzut între timp. Da, eu l-am pus la 1,75. Am vorbit de biletul invitatului, hai să trecem la lucruri și mai serioase. Acum, hai să trecem la lucruri serioase. Cum spun prezentatorii de clasă. Adică am fost neserioși până acum? Nu, glumesc, dar vorbim de o rubrică pe care noi sperăm să o avem la un moment dat, să facem istorie cu ea, și anume biletul de 1.000.000. Am ajuns la biletul de 1.000.000. Aici am avut de la început, v-am spus, acea veste proastă. Am încercat să fac un bilet pe care l-am plasat în Super Social și am luat acest meci de la voluntari în care eu credeam foarte mult. M-am înșelat, am luat gazdele marchează 2 goluri. Biletul practic este nul în momentul de față și cu puțin timp înainte de începerea emisiunii am repetat practic meciurile, ceea ce vă recomand și dumneavoastră în măsura în care vreți să mergeți pe mâna mea, și am adăugat câteva meciuri pentru a ajunge la acea cotă finală, dacă putem să ne uităm pe ecran. Deci este un bilet cu 40 de lei în jurul la 1.000.000, peste 1.000.000 de lei. Dar tot așa vreau să-l pun fracționat. Am pus deja 4 lei, îl voi publica acum și dacă avem timp voi încerca să-l și joc, că încep meciurile acum la ora 8 și ar fi urât să-l pun și să nu joc tocmai eu, pentru că am pus doar o singură dată o variantă și cu ocazia asta vedeți și faptul că îl plasez live, îl plasez din contul meu. Mă rog, balanța pe care o aveam înainte, vreo 300 de lei, cu care mai sper să mai pariez și în weekend sau cine știe, poate vom avea noroc în această seară, pentru că spuneai de Dacian, este penalti la Bielefeld? Da, 1-1, dar... Cred că s-a ratat. S-a ratat? Nu e nimic, e 1-1. Sau nu s-a mai dat. Tare și pe sus. Aha. Important este să... Minutul 29, 1-1. Deci... Da, important să marcheze Lozan, pentru că acolo Lozan marchează 2 goluri, nu am 3+. În fine, am pus de vreo câteva ori, nu știu de câte ori, l-am pus de 10 ori, îl pun de obicei pentru a ajunge la suma respectivă. Și acum să ne uităm așa pe meciul. Vă spuneam, am avut voluntari, l-am scos. Am luat acest meci de la ora 8 Duisburg cu AUE, pe care l-am și pe biletul de vine și care eu cred în acest 3+. Meciul din Elveția, Arau cu Vil, un alt meci de 3+. Leverkusen discutam mai devreme. Practic am ținut aceste meciuri care le-am avut pe biletul de vineri și le-am transferat, ca să zic așa, și pentru biletul de 1.000.000. De mâine, ca de obicei, Germania, Karlsruhe cu Hannover. Eu văd un 3+ mare aici, sau puteți miza pe 2 goluri Karlsruhe. Fortuna Duzelor la fel cu Holstein Kiel. Fortuna joacă bine în ultima perioadă și aș vedea și aici că marchează 2 goluri. Dinamo cu Dej discutam mai devreme. Eu văd o victorie a lui Dinamo obligatorie, cu suporterii, cu ce-o fi, cum o fi. Dinamo trebuie să bată pe Unirea Dej, care nu are nicio victorie în play-off. Tot din Liga 3-a germană, Halleșer cu Ingolstadt, l-am pus acum după ce am refăcut biletul, nu l-aveam inițial.
Rotterdam cu Eindhoven, văd un meci de goluri cu Sparta marcând, poate să fie și un ambele marchează, chiar și un GG3+. Molenbeek, l-am pe toate biletele mele duminică, îl voi avea favorit pe zona mea de la Pariologia cu Bruj peste 2,5. Molenbeek câștigă și așa mai departe, pentru că Molenbeek este o echipă bună în Liga a doua belgiană. Young Boys cu St. Gallen, am văzut în ultimele etape, Young Boys marchează goluri meci de meci. St. Gallen, interesant, anul acesta nu a avut niciun meci acasă în care să nu scrie măcar o dată. Și de-aia am transformat un pariu de 3+ în GG și peste 2,5, pentru că sunt convins că și St. Gallen va marca. St. Gallen n-are nicio grijă în acest sezon, a terminat și cu Europa, nu este în pericol de retrogradare. Ajax, aici am un pic de dubiu cu Almar, dar mă bazez pe o reacție de orgoliu a lăncierilor după ce au pierdut și Cupa Olandei cu Eindhoven, au condus cu 1-0, au pierdut și derbiul din campionat și cred eu că Almar nu va veni așa hotărâtă la acest meci, pentru că deja sunt cam cu saci în căruță în campionat, cum se spune, și au meci, au semifinală în Conference League, dacă nu mă înșel, da, nu în Europa League, în Conference. Heidenheim cu Magdeburg, la fel, primul meci de duminică, peste 1,5 am luat. Heidenheim trage la locul 3, o luptă interesantă acolo. Feyenoord, aici am riscat puțin, am luat gol în prima, două în a doua, pentru că este o cotă bună, 1,85. Este interesant că și la un gol în prima și un gol în a doua, oricare echipă, este 1,30. Nu este o cotă de lepădat, adică un gol în prima și unul în a doua, dar mă bazez pe un meci, cum zic eu, un meci șampanie aici, 2-5, 3-4, să vedem. LASK cu Klagenfurt, s-a jucat turul etapa trecută în play-off, LASK a bătut cu 4-0 pe Klagenfurt și LASK are o șansă la locul 2, care duce în preliminarele Ligii Campionilor și de aceea eu cred că va câștiga și la Klagenfurt și tot într-un meci cu goluri, deci am mizat că oaspeții vor marca două goluri. Grasshoppers cu Servet este un meci de ambele marchează în Elveția. Din Norvegia, Molde, o echipă care m-a ajutat săptămâna asta, din păcate nu m-au ajutat altele și a reușit un 3+ acasă greu în ultimele minute. Dortmund am vorbit, Haken, îi știi, ai Daniel. Ai vorbit de Dortmund, ai băgat și Dortmund. Da, marchează două goluri, n-am jucat așa de riscant. Ai băgat și Bayern München, uite cum mă cerți și ai luat și tu Bayern. Păi da, uite-te ce am jucat. Ai luat la Bayern München, ai luat doi. Da, am luat doi solist, acoperit. Haken, preferata noastră. Da, ai văzut, 4-1, 3-1, uite-te și pe ecran, au înscris 3 goluri pe meci în ultimele 3 luni, de fie că au jucat acasă și în deplasare, dar și primesc, deci cred că este un meci de goluri care nu trebuie ratat. Vă spun și vă repet, deși s-ar putea să par plictisitor, puteți lua din aceste meciuri și alege ce meciuri vreți și să vă faceți ce bilete doriți. Bine, asta oricum am spus de fiecare, la fiecare emisiune. Că, o să repet că unii poate au deschis aparatele de radio mai târziu. Foarte și bine, corect. Fener, echipa pe care nu-o place Daniel, dar pe care eu în continuare o apreciez, deși fotbalul turc m-au nenorocit în acest la mijlocul săptămânii și o să vă arăt după. Am luat că vor da două goluri la Giresun. Totuși sunt aproape de Galata și Giresun e o echipă, Giresun Sport, care din punctul meu de vedere e retrogradată, nu prea mai au șanse mari de salvare și am închis cu meciul de luni, Doamne ajută să ajungem acolo, unde observ că a scăzut cota la FCSB Sepsi, era 1.80 la total gol și s-a făcut 1.75, ceea ce spuneam. Sepsi se gândește că mai mult la cupă. Chiar de acum crezi că se gândește la cupă? Da, și ce? Dacă încurcă pe FCSB, care e? Câștigă bani. Pentru că joacă pe prime. Daniel, crede-mă, când joci și știi că după meci ai bănuț un buzunar, e altceva. Nu știu, că n-am fost fotbalist. Păi asta spun eu. Asta zic, că ai spus tu că Sepsi... La un moment dat, în situația asta, când ajungi spre un final de campionat și practic tragi, știi că ai un obiectiv care e separat de campionat, tu ca fotbalist, nu ai așa totuși, nu o delăsare, așa, ca motivație, cum reușești, în afară de bani, că mă rog... Păi aia e cea mai mare motivație, Păi când știi că după meci e primă și ți-ai luat bănuțul... Uite, îți dau un alt exemplu. M-am gândit de multe ori la treaba asta, știi? Nu numai la noi, mă refer și în alte campionate unde... Crede-mă că cea mai mare motivație e bani. Gândește-te, uite, am avut un meci săptămâna asta, UTA cu Hermannstadt. UTA avea nevoie de cele 3 puncte,
Hermannstadt sigur că a și jucat... Și noi aveam nevoie de o cotă 2. Exact, da. Dar Hermannstadt pentru ce să joace? Echipa e în insolvență, n-are drept de a juca în cupele europene. Bine, de voi... ce să-i încurce pe aia de la UTA, care era vedeți... Nu, voi în ideea din... în care și Hermannstadt nu stă nici atât de strălucit din punct de vedere. Exact, și nu cred că au primele de la Sibiu. Păi nu au prime, da. Dar nici nu... Crede-mă că noi... Bine, eu fiind fost fotbalist, eu văd altfel lucrurile. Acum... Nu, Daniel zice... Nu ai cum să te duci la UTA să spui de ce să nu jucăm. Nu, eu nu mă refer la faptul că au făcut blat, să ne înțelegem foarte bine. Nu, că nu, nu au motivație. Nu, dar cum nu ai motivație? Păi nu mai trebuie să te motiveze ceva nu, un dar meci? Și dacă bați la UTA, ce? Bați la UTA. De aceea, da, nu te întreb pe tine că ai, simți mai bine treaba asta ca jucător. Noi a dat un exemplu bun. Hai să începem Hermannstadt sau hai să dăm o echipă care are niște probleme financiare. Corect. Jucătorii păi nu sunt două ori. Ascultă-mă. Jucătorii nu-s plătiți. Eu la sportul studențesc. Da. Nu aveam, nu știu, 5 luni, 8 luni. Da? Da. N-am fost plătiți, da? Eram pe loc de retrogradabil. Sau eram pe 12. Păi da, mă, dar tu erai altceva. Păi nu eram, nu că nu numai eu. Da, echipa. Intram în vestiar și spuneam, bă, jucăm pentru noi. Vreau să joc, să joc bine și să mă duc în altă parte. Dar dacă erai azi la CS Mioveni, ce motivație aveai cu FC Voluntari? Pentru că vreau să joc, vreau să câștig, dar vreau să fac un joc bun, să mă duc undeva, să mă duc în altă parte. Corect, corect. Tu crezi că lor le convine că sunt la Mioveni și că retrogradează? Nu. Dar ia spune mie, dacă în meciul de astăzi dădea unul de la Mioveni două goluri. Era bine să dea măcar unul pe minutul 75 ca să mai anima puțin jocul. Eu așa văd lucrurile, pentru că, repet, am fost în vestiar și știu cum gândesc majoritatea. Eu am văzut că un jucător de la Mioveni deja a semnat cu farul. Da? Ăla ce motivație are? Că deja a semnat cu farul. Dar să știi că dacă semnezi, poți să și-ți rup contractul. Da. Dar ce eu de asta te-am întrebat? Pentru că... Este acest final de campionat. Nu, ascultă-mă. E acest final de campionat. Și uite și la Napoli cu Salernitana. Eu data trecută m-am entuziasmat. Toată lumea a mers pe Napoli. Toată lumea a mers pe Napoli. Eu nici măcar n-am zis pe Napoli. Nu, dar zic așa, ai zis, bă, câștigă Napoli acasă, spectacol. Dar eu am zis că vor fi goluri și uite că până la urmă trebuie să exact ce spuneam să analizezi mult mai bine anumite meciuri. Și să vezi cum eu analizez din prisma adică fotbalistului, jucătorului care intră pe teren. Gol. Putea să fie 3+. Dar acum s-a jucat și aia, uite că a fost un meci care pe multă lume a nenorocit. Da, corect. De asta fac trimitere la meciul. Multă lume, spun eu, multă lume, ce ne-ai spus tu acum, astăzi, da, în seara asta, vezi că multă lume habar nu avea. Că este o mare rivalitate între Napoli și Salernitana. Dar eu știam, de exemplu, și tot l-am jucat pentru că m-am gândit la nivel de jucător exact cum e discuția aia. Bă, adică eu unul dacă aș fi știut, un meci frumos, eu dacă 4-3, aș fi știut ce ai spus tu în seara asta, eu aș fi evitat acest... Da, sincer, bine, eu aș fi evitat. N-a vrut să răspund. Nu, e adevărat că nici nu mă așteptam să fie atâta ură. Deci ți-am spus, eu am văzut imaginile. Deci aia, când au ajuns cu autocarul, i-au întâmpinat, deci ziceai că au venit, au câștigat Cupa Italiei. Deci era ceva în oraș, în jurau pe Napoli, Chino, Salta, Napoletano și așa mai departe. Și cum ai dat tu exemplu când ai zis Hermannstadt, de ce să tragă cu UTA? Eu cred că majoritatea de la Hermannstadt își doresc să meargă la mai bine. Să spun, deci știi de ce facem discuțiile astea? Dar ce am tot în ideea de pariuri și așa mai departe? Păi da. Ca să fim atenți și să vedem... Voi spuneți dintr-un punct de vedere al vostru, care sunteți mult mai experți ca mine la pariuri. Dar tu ești sigur că toți gândesc ca tine? Asta una la mână și diferă și de la 90%, că de asta te apuci. De la nu știu așa 60%. Crezi? Da. Și poate Liviu crede 45%. Da, și atunci, vorbeam hai să arăt doar un bilet că e corect cum gândești. Eu nu așa mi se pare, nu tu să fii la Hermannstadt, nu-ți dorești să te duci la o echipă, nu știu, din play-off? Și cum demonstrezi lucrul ăsta? Prin meciuri, nu? Poate unii au semnat deja. Da, nu dar toți. Depinde, exact. Depinde totuși de grup, depinde de caracterul fiecăruia. Sunt unii care sunt mai demotivanți, exact, demotivați, ca să zic așa. Deci, vorbeam de că n-am apucat de Fenerbahçe, m-au nenorocit la... Am avut 3 bilete la mijlocul săptămânii, care au fost pierdute la un meci sau la un gol. Și Vasco Fener în cupă. Mă așteptam să fie 2-2 și așa mai departe, 0-0. Asta e un bilet. Și tot e pe Fener. Da, eu n-am ce să fac. Sunt încăpățânat, am capul mare. Eu sunt bulgar cu capul mare, da? Liverpool cu Fulham, m-a scos. Da, m-a scos. Pe toată lumea a scos.
Deci au fost 1-0 în pauză. Și așa a rămas. Și am avut 36 goluri și mi-a dat frică la începutul meciului că mă sare. Am zis, bă, zic, mă sare meciul ăsta și uite că... Au dat și Lazio în ultimul minut să-mi răsucească cuțitul, că aveam Lazio că dă 2 goluri și era 1-0. Lazio e echipa colegului nostru. Da. Care l-a nenorocit. Ne-a dat, dat două acum. Ne-a dat Torino și a plecat. Două săptămâni. Da, acum două săptămâni ne aduce aminte. Da, și prietenii că... de la Barcelona, care nu-i mai au niciodată, marchează la ambele reprize. Când își revin și dau multe goluri, o să nu iau. Minutul 30 a fost... Nu mai e pe Barcelona niciodată în viața ta? Minutul 30, până la sfârșitul campionatului, nu. A, până la sfârșitul minutul 30 a fost 0-0 roșu, Osasuna, da, și 0-0 în pauză. Hai să trecem, că suntem un pic în întârziere și să mergem acum la biletul specialistului. Daniel, ai cuvântul. Da, am luat un bilet în care mi-am păstrat ideile din biletele precedente. Un meci de handbal, e vorba de CSM cu Esbjerg, se joacă duminică la ora 17. Ideea e că CSM a pierdut la 4 goluri și eu zic că va câștiga, nu știu dacă se califică, dar am luat că va câștiga și cred eu că e o cotă bună, 1.80. Dacă se califică, are o cotă de 3, e totuși... Greuț. Greuț să iasă. Dar eu zic că aici va fi la limita. Bine, au prins și o zi proastă acolo. Au zis, da, nu l-a mers poarta, Neagu și Pintea n-au jucat, în fine. Și am luat... Nu l-a mers poarta, vezi, specialist. Are. De ce ai spus? Ce ai spus mai înainte? Biletul specialistului. Corect, corect. Torino Monza. Eu merg pe faptul că Monza marchează. Monza e o echipă care joacă bine în ultima perioadă și cred că va da gol aici. Și am o serie de 3 partide cu GG sau peste 2-5 goluri, Roma-Inter, Hansa Rostock cu Regensburg și Pisa cu Frosinone. Atenție, Frosinone este deja promovată în Serie A, da, nu mai contează ce se întâmplă. Am zis că se dau multe goluri. Și aici nu ți-a fost teamă, mai ales că e și promovată? Nu, pentru că Pisa are nevoie să dea goluri să marcheze și eu cred că va fi un meci cu foarte multe goluri. Lyon-Montpellier, gazdele dau 2. Și am luat un pariu curajos la CFR Cluj-Craiova. M-am gândit că CFR Cluj trebuie să atace, că vor fi cornere. Trebuie să 5 și cornere plus 1.90. Eu spun că e o cotă bună. La meci așa nu m-aș băga. Știi la ce te ajută? Să marcheze repede Universitatea Craiova. Nu, dar și CFR Cluj e specialista fazelor fixe. Aduți aminte că în meciul retur au avut aproximativ, cred că, maxim 2 cornere, dacă nu cred eu că niciun. Eu zic că vor fi cornere, o să discutăm. Pe asta am spus, te-ar ajuta mult să înscrie Universitatea Craiova, pentru că atunci oricum o să iasă CFR-ul la joc. Atace și asta spun, pe asta m-am bazat. Nu vor sta să se apere, că n-au prea stat deloc. Nici Liviu, zi părerea ta despre acest bilet. E bine ce la CSM, place? Ce CSM place? Nu se califică din punctul meu de vedere, dar poate să bată la gol de o diferență. Sau ceva încerca. Care nu-ți place aici la mine? M-aș fi ferit de Roma-Inter, văd un meci închis, ambele au joacă sezonul. E miza Champions League, nu? E miza Cupele Champions League, nu, joacă sezonul în următoarea săptămână, pentru că au meci în Cupele Europene. Roma are semifinală cu Leverkusen și Inter cu Milan. Când joci cu Milan semifinala de Champions League, te duci la Roma, îți dai seama că vrei să iei puncte, că te bazezi și pe campionat. Te bazezi pe campionat. Inter e într-o revenire de formă. Eu mizez pe faptul că în Italia, în acest sezon, s-au dat foarte multe goluri. Ai dreptate, dar eu mizez pe Mourinho că o să stea la cutie, ca de obicei. În stilul caracteristic. Cum a stat și cu Milan, care nu era niciodată un meci de GG, deși și eu l-am luat și era o cotă mare, dar să ne amintim cum a fost GG-ul. Deci Roma-Inter, da? Aici ai tu de obicei. Aici eu nu, m-aș fi ferit de meciul ăsta. Dar de ce te-ai fi ferit aici? Eu m-aș fi ferit de la care ai spus tu, de Frosinone. Pisa-Frosinone. Da, la ăla m-aș, mai ales că ai spus tu că este deja... ca și promovată și atunci mă gândesc așa, la noi când se promova sau retrogradai, da, hai să băgăm și jucătorii care au jucat mai puțin. Nu, știi ce se întâmplă în Italia când o echipă își atinge obiectivul? Se dau multe goluri. Să dea Dumnezeu să-ți așa am zis și la Napoli, s-a lindit, da. Știu, dar nu, că nu și-au atins obiectivul. Nu și-au atins, ai dreptate, trebuie să-și atingă la meciul respectiv. Păi da, acolo, asta spun eu, deci Napoli juca cu trofeul pe masă și n-au reușit să-l ia acasă. E miza mare. Nu e un pariu. Aici ați liniștit. O singură observație eu aș avea la Lyon cu Montpellier. M-a speriat ultima etapă cu Montpellier, care au bătut la Monaco. Da, 4-0, 5-0 la un moment dat. Nu știu că mă uitam pe meci și sincer am mers că va marca 2 goluri Monaco. Nici măcar n-am luat 3+, n-am fost inspirat aici, dar
Aș fi luat 3 plus în loc de Gazdele, marchează 2, pentru că Montpellier poate să dea un gol la Lyon. Lyon a primit meci de meci gol, dar poate să și marcheze Lyon fără probleme 2 goluri, deci nu e neapărat un pari. Mă gândesc la Lyon că trebuie să înscrie, știi, la asta. Da, dar și ei, din punct de vedere al obiectivului... Dar care era diferența la cotă? Mai trag la dacă la luai 3 plus. Are 4 victorii din ultimile 5 meciuri, Lyon. Știu, dar au pierdut acasă când trebuia să câștige. Exact, când trebuia să câștige. Cu Marseille au pierdut acasă. Da. Bine, 1-2, acum două etape. Spune Marseille, echipă care asta vreau să te întreb, dacă erai buzunar dacă spuneai prieten de al meu niște 3 plus? Bani. La ce? La Lyon cu Montpellier? Cred că top acolo era aproape. Cred că am un prieten bun, o să-i dau numele, că m-a rugat să ne dau numele. A câștigat săptămâna trecută 1 miliard. Știu despre cine e vorba, că mi-ai spus, da. V-am arătat și biletul. Nu ne arăta biletul. Nu vi l-am trimis? Ba da. Și avea ultimele 3 meciuri, m-a întrebat ce cont trebuie să ia. Deci avea ultimele 3 meciuri, avea Juventus, GG cu Bologna, care avea și Atletico. Sau cine a fost ultimul meci de seară din Spania? Care a bătut 5-2 sau... Nu, a bătut la Cadiz. Un meci din Atletico, mi se pare. Atletico a bătut 4-2, dacă nu mă înșel. Avea un GG sau 5-2, nu? 4-2 sau 5-2, ceva. Și ultimul meci pe bilet a avut Marseille cu Auxerre. Da. Deci alea au ieșit care erau cote mari și Marseille era cea mai mică cotă, avea 1-30. 2-1 a fost. 1-0 pentru Auxerre. Dar asta vreau să spun, contează foarte mult. Când e să-ți iasă, îți iese. Marseille-Auxerre a fost 2-1. A fost 0-1. Ah, că a fost 0-1. Minutul până în minutul 70, au dat două goluri repede, 74. Nu că ai zis că 0-1 și am crezut că s-a terminat. Nu, dar mă uitam și zic, uite mă, au ieșit cotele alea mari. Și chiar îmi părea rău. Și până la urmă de asta zic, când e soartă și e să-ți iasă, poți să faci orice, n-ai ce să faci. Așa este. Că de contră mă întreba ce contră, zic, nu știu frate, să ții telefonul înainte. Deschis, de aceea ne că te sun. Bine, exact. Și tu să ții telefonul deschis. Specialiștii... M-aș certa cu PSG-ul și cu Bayern München. Specialiștii s-au contrat, până la urmă n-am făcut niciun pariu, n-am ajuns la... Ce, pe prăjituri vorbesc între noi, la amical. Eu să... Trebuie să vă cinstiți. Nu, întâi le aduci pe alea așa și după aia facem. Dar dacă ai vreo propunere, ai vreo propunere pentru Daniel, poate. Nu, că văd că e făcut și n-am marșat. Păi nu, auzi, mi-a dat CFR-ul și el să ia Craiova, nu? Da. Și la egal? La egal stă, ca de obicei. Dar mi-e frică, e periculos. Eu aș merge pe CFR mai mult. Păi hai, pe două eclere măcar. Da, gata. Gata. Și X-ul stă. Uite, am spus. Și oricum tu trebuie să ții CFR-ul ca să-ți dea cornerele. Mi-ai văzut? Da, bun. Hai că am ieșit din pariurile astea cu Dacia. Erau destul de costisi, pare. Două eclere sau două ecleruri? Cum să spun? Nu știu. Ce vreți voi? Ne uităm. Două savarine, două amandine, un carton, în fine. Cartof, cartof era. Stabiliți după emisiune. Da. Hai să trecem și la ultima rubrică. Rubrica... Asta îmi place. Marca registrată care îi place lui Daniel. Biletul Pariologia. Ca de obicei, prezint pe scurt ce înseamnă biletul Pariologia și o să prezint de fiecare dată pentru că mulți poate nu ne-au urmărit și de-abia astăzi este prima emisiune. Este sistemul nostru pe care eu l-am adoptat la pariuri. O zi de weekend, vorbim de sâmbătă, aleg din oferta de la Superbet în ordinea pe care o avem pe site un număr de meciuri în funcție de cât de generoasă este oferta sau... în funcție de câte meciuri consider eu că sunt demne de luat în seamă. Dacă am, să zicem, 19 meciuri, le împart în 3 zone. Acum văd că ai 25, nu? Am luat mai multe de data asta, dar... Câte 8 sau cum? Da, 25, nu, voi împărți tot în 3 zone. Dar am luat mai multe și le las pentru că, așa cum v-am obișnuit, voi pune meciurile în funcție de zona pe care eu consider... probabilitate mai mare de a ieși zona 1, zona 2 și zona 3 și nu voi juca biletele voi juca mâine cu câteva ore înainte de începerea meciului pentru că vreau să mai mă uit un pic, să mai văd și voi arăta și pe tabletă unde am mici dubii și unde cred eu că am putea să stăm până mâine și să încercăm să avem o doză de inspirație prin care să mai obținem măcar un bilet câștigător mâine. Dacă nu, același sistem îl am și duminică, dar acum vi-l prezint practic live, ajutat și de colegii mei, Daniel și Dacian. Voi City împărți... List. Stai un pic să dau drumul la asta. La jucării. Știi că cele mai mari probleme aici le-am. Uite ce meci a pus aici. Uite-te puțin. Uite-te. Da, uite ce a pus. Ce a pus? Da, uite-te la pronostic. Da, pe asta. Hai că am împărțit un pic, am strâmb, dar o să se înțeleagă. Deci aici va fi prima zona da? 1. Asta zona cea mai sigură, da? Stai un pic, Daniel, da. Tu trebuie să-mi spui meciurile. Da, exact. Manchester City cu Leeds. City Leeds.
City Leeds o să pun în zona 1, gazdele marchează în prima în ambele reprize. Și gazdele marchează și în repriza a doua. Hai, Liverpool-Brentford. Liverpool-Brentford l-am pus în zona 2. Peste 1,5, echipa da. Gazdă, da? Da, chiar dacă a fost 1-0 cu Fulham, eu Brentford o văd o echipă de atac, o văd o echipă care va ieși la joc. Un lucru care îi convine lui Klopp și văd un meci de goluri aici. Nu știu dacă Liverpool va câștiga, dar văd chiar și un 2-2 foarte posibil să iasă, pentru că Brentford joacă bine în deplasare și o echipă a mai scăzut ritmul în ultima perioadă, dar eu cred că vor marca cei de la Liverpool două goluri. Îi ai pe Real? Real Madrid, Osasuna, atenție, nu este în campionat, este finala Cupei Spaniei, Copa del Rey. L-am luat de siguranță în zona 1, l-am luat pentru că mi se pare bună cota 1.35 și sunt convins că s-ar putea să-și mai și crească până la începutul meciului, pentru că este un meci eliminatoriu de cupă unde orice se poate întâmpla. N-ai cum să-ți mai întorci un rezultat, adică în dublă manșă și așa mai departe. Hoffenheim a intrat Frankfurt. L-am luat peste în zona 2. În zona 2, 3+, peste 2,5. Werder cu Bayern. Meciul Bayern, aici am pus doi solist. Ai GG și peste 2,5. Și de asta vreau să stau, pentru că, nu știu, am un feeling că va fi un meci de gol. Werder va marca și e cota mai bună la GG 3+, decât la 2. Este 1,65, dacă nu mă înșel, Daniel. Da. Nu. Mai departe, la GG 3+. 1,72. Cred că o să mai scadă puțin, 1,72, cu atât mai bine, dar voi vedea mâine, deci de asta vă spun că biletele le voi publica mâine, le voi juca și le veți vedea în Super Social de pe această schemă cu modificările de rigoare înainte să înceapă meciurile. Lens cu Marseille. Lens cu Marseille îl bag în zona 3. Ambele echipe marchează, GG. Da. Aici iar e o discuție, am avut-o și la Lens cu Monaco, dacă ți-o aminte, la fel era un meci de goluri, vedeam, dar până la urmă Monaco n-a marcat, dar Marseille este în formă și văd un meci de goluri. Bordeaux cu Caen. Ăsta e un meci care l-am pus tot în zona 3, un meci care mie îmi place foarte mult. Și o cotă mare, văd. Pentru că are o cotă foarte mare, da. Cotă 2? Din păcate, antrenorul nostru care duce steagul sus în momentul de față în Europa, este vorba de Belloni, care are o serie impresionantă în Franța. Nu prea am văzut prea mult să se scrie despre el pe la noi prin presă. A făcut egal etapa trecută cu Metz, era la bătaie cu Bordeaux și chiar la un moment dat trecuse peste Bordeaux în clasament. Însă acest egal s-ar putea să scoată din cursa pentru promovare. Bordeaux are prima șansă pentru că are și programul mai bun, dar de asta mă bazez că Bordeaux nu își permite să facă un pas greșit, ca e o echipă la mijlocul terenului. Bordeaux are o serie foarte bună pe teren propriu, sunt neînvinși din februarie și cota 2 e una care, din punctul meu de vedere, nu merită luată, nu trebuie ratată. Și Niort cu Metz, echipa lui Belloni. Niort cu Metz îl pun în zona 2, pentru că eu cred că Metz va continua. Eu m-am uitat la rezumat la meciurile din etapa trecută, Metz a jucat cu Paris acasă, a fost egal, dar Metz a ratat ocazii mari. Deci a fost un ghinion din punctul meu de vedere pentru Belloni, care v-am spus, dacă vă uitați pe seria pe care a avut-o, mie îmi pare rău că nu l-am prins mai din timp să-l iau pe bilete. A câștigat la rând, inclusiv derbiul cu Bordeaux, l-a câștigat Metz. Hartberg cu Tirol din Austria. Zona 3, un meci de vacanță în peste 2,5. În Austria, da, un 3+ de serviciu, cum le spun eu. St. Gallen cu Young Boys Berna, în Elveția. Aici de goluri, zona 1, aici la fel. GG 3+. Am GG 3+, dar în funcție de cotă și de ce se va întâmpla, pot să-l transform și într-un 3+. Sparta Rotterdam cu PSV Eindhoven. Aici l-am pus tot în zona 1. PSV vine și după meciul de cupă. Total goluri ai luat aici, da, peste 2,5. Peste 2,5, dar cred că Sparta va marca și un GG aici este un pronostic care merită luat în seamă, dar va fi un meci de goluri din punctul meu de vedere, deși la prima vedere Sparta e o echipă închisă totuși acasă, joacă destul de bine, dar având în vedere circunstanțele și momentul, eu văd un 3+. Ajax cu Almar. Ajax cu Almar l-am pus în zona 2. Marchează Ajax, nu? Peste 1,5. Da, marchează două goluri.
am explicat mai devreme care e motivul. Benfica Braga. Benfica Braga în zona 3 este un meci mai important pentru oaspeți, dar nici gazdele nu sunt deja campioane, sunt 4 puncte până ai la, luat unul până la Porto, da, dar Benfica e o echipă mai bună. Chiar și un gazdele marchează 2 goluri aici, ar fi un pronostic demn de luat în seamă, mă voi hotărâ mâine exact ce pronostic, dar oscilez undeva între 1 și gazdele marchează 2 goluri. Nici Meghen cu Herenveen. 3 plus în zona 3, meci fără implicații în clasament în Olanda. Cambur cu Utrecht. Ăsta l-am trecut în zona 1 pentru că... Peste 2,5. Da. Cambur este deja retrogradată. Au 7-8 meciuri, n-au marcat și sunt îngăleată. Utrecht, o echipă bună și acasă și în deplasare, un 3+, plus, dar cu amendamentul că mâine s-ar putea să-l vedem în zona 2 și un meci de acolo să-l trecem în prima zonă. Poate Liverpool, care... vom vedea ce echipă va trimite în teren, vom vedea și Brentford cu cine ce disponibilități vor avea și așa mai departe. Demirspor cu Alania Spor. Adana cu Alania în zona 2. Este o cotă mică la 3+1,42, da, cota peste, da. 2,5. Da, am vrut să iau 36 goluri, dar mi-e frică la meciul ăsta. Se marchează aici? Sunt 4-3, da. Văd un meci de goluri, la fel, fără implicații în clasament. FC Bruj Under 23. Echipa lui, nu știi, echipa lui de suflet. Nu știu cine. Nu, Molenbeek. Molenbeek. Ăsta e meciul pe care îl voi trece în prima zonă. Este total vorba... goluri echipa oaspete. Da, pentru cine nu înțelege ce scriu aici. Este vorba de liderul din Belgia 2, Molenbeek, o echipă care joacă foarte bine. Bruj cu mulți copii, echipa de tineretă a lui Bruj. Peste 1,5, nu? Că da, marchează 2 goluri. A scăzut foarte drastic. Cota s-ar putea să iau 3+, plus. Deja e 1,42 la oaspeții, marchează 2 goluri. Zwickau cu Mannheim, cred că în Liga 2. Specialitățile mele din Germania pe care vi le recomand. Și o să vă mai... Ce, la astea sigur, ai cu GG-uri, cu 3 plus. Sau goluri. Nu, joc mai safe, nu prea le risc aici GG. Haleșer cu Ingolstadt. Acesta l-am poziționat în zona 3. Tot peste 2,5. 1860 München cu Freiburg 2. Tot în zona 3. Ambele echipe marchează GG. Da. Este un meci cu două echipe echilibrate, dar cu ofensive bune. În Germania 3 și Freiburg e undeva la promovare, pe locul 2. Reichham cu Asane. Ăștia ce campionat? Norvegia, Liga a doua, unde se marchează foarte mult, vă recomand să... Peste 2,5. Da, vă recomand, plus 3 am pus aici. Vă recomand să urmăriți campionatul norvegian și Prima Ligă și Liga a doua, pentru că de-abia au început, da, și Islanda. O să râde, zice, bă, stai nebun, să uită la meciul. Dar ideea e că dacă nu le prinzi acum în primele 2-3 etape, după aia cotele la 3 plus cad foarte mult. Deci un meci de 3 plus din Islanda o să ajungă la 1,35. Puteți combina, ambele marchează, GG 3+, plus, gazdele dau 2, dar este o perioadă bună, prime 2-3 etape unde se așează lucrurile, veți vedea Norvegia peste 2-3 etape, meciuri care au cotă de 1,30 la 3+. Plus. Bun, Kristiansund cu Brainei? Kristiansund în zona 2, păi practic ce mai avut, ce mai avem aici, trecem în zona 2. Tot peste 2,5 și Fortuna Düsseldorf cu Kiel. Fortuna este tot în zona 2. Fortuna gazdele marchează 2, nu? Sau 3 plus. Total echipa gazdă 1,5. Da, peste 1,5. Peste, da. 1,5. Peste. Karlsruhe cu Hannover. În prima zonă este un meci în care... Total goluri echipa gazdă. Peste 1,5. Exact, dar și aici la fel, voi vedea mâine, pentru că aș vrea să iau totuși 3 plus la meciul ăsta, că și Hannover au o serie foarte bună în ultima perioadă. Am epuizat, mai avem ceva? Și mai avem Darmstadt cu San Pauli. Undeva în zona 2, dar voi GG-ul trece și în rezervă. Ăsta e un meci bun de seară în Germania 2. Darmstadt e ca și promovată, San Pauli așteaptă meciul ăsta, Hamburg cu Paderborn de azi și speră să prinde în extremis măcar un loc de baraj. Cam astea sunt meciurile, ai spus tu, Dacian, nu, 25 de meciuri. Dar n-am mai calculat cotele la fiecare zonă în parte, pentru că v-am spus, am în prima zonă 3, 4, 5, 6, 7, 8 meciuri.
S-ar putea 25. Mâine din zona asta Liverpool să-l trecă aici și poate va ieși Sparta, nu știu, voi vedea cum stau treburile. E posibil și Ajax să-l trec și să-l schimb cu Utrecht, fac aici niște săgeți și de-aia biletele definitivate le găsiți uite ce pe, uite ce spune un colegă Super Social. Care se uită la noi. Nu e bine să joci pe... Leverkusen este una din singurele echipe pe care te poți baza în Bundesliga. Da. Foarte este. Corect. E corect. Și înainte era un alt mesaj. Să nu mai îl dea o dată, te rog. Dar ce an, ăștia-s prietenii tăi, cred că tu ai... Uite, nu e bine să mizăm pe meciuri unde o echipă nu mai are interes. Ai văzut? La tine făcea referire. Nu la UTA Daniel. Cu Hermannstadt. La tine făcea referire, Daniel. Aici eu o să contrazic. Eu zic că e bine să mizezi, dar să te informezi ca lumea și să mizezi pe goluri unde echipele nu mai au interes. Că... Sau acolo se dau multe goluri. Un meci fără interes, ori se termină 0-0, ori se termină 3+. Ori spectacol, nu? Nu e un meci șampanie. Exact, totul sau nimic, practic. Cam asta a fost zona pe care... cam astea sunt cele trei zone pentru sâmbătă. Nu știu dacă e mai bună oferta de sâmbătă sau de duminică, însă și ceea ce veți vedea sâmbătă și ceea ce veți vedea duminică și ceea ce vă arătăm și în cadrul emisiunii cu scrisul. Oricum, astea o să le postez la tine, nu? O să le postez la tine. Da, biletele finale definitivate le veți găsi pe Super Social, pe pagina mea, să o mai arăt încă o dată. Deci din Pariologia o să vedem trei bilete. Exact. Da? Ai făcut bine că mi-ai ridicat-o la fileu. Vreau să fac două precizări. Biletele acestea pe care eu le joc și le plasez și, mă rog, și biletul Daniel pe care îl mai pun la mine sau puteți să le vedeți și la el pe pagină și la fel și pe contul lui Dacian, dar acum vorbesc de ce apare pe pagina mea pe Chiru. La un moment dat o să vedeți că unele bilete le scot, unele care sunt irelevante, în care am 4 meciuri câștigate, 4 pierdute, sau 5 cu 2 chiar, sau poate chiar 3 cu 5, deși mi se întâmplă destul de rar. Nu le scot pentru că mă feresc sau pentru că vreau să am numai bilete câștigătoare, dar pentru a vă fi mai ușor în aplicație, pentru că las de regulă biletele mari unde pierd primul meci, să zic, sau al doilea meci, ca să puteți să vă uitați și să vă ajutați de celelalte meciuri și ca să vă fie mai ușor în wall-ul ăsta, cum îi spunem noi, pe peretele ăsta, astea le scot. Dar nu e nicio problemă, nu mi-e rușine cu biletele pe care le joc sau dacă sunt câștigătoare sau nu. Și o altă chestie vis-a-vis de biletul pe care v-am spus. Sâmbătă mi-a ieșit un bilet de prânz, l-am postat, am avut noroc și din primele bilete mi-a ieșit. Duminică am avut 4 bilete, până la ora 4-5 mă scoseseră toate 4 și un meci. Am făcut un bilet de seară la completare, cum spunem noi pariorii, și a ieșit acel bilet de seară cu ultimul meci cu Craiova și cu FCSB. De-aia spun că nu e o rețetă, nu e o regulă și până la urmă poate depinde și de inspirația voastră, poate nu vreți să luați toate meciurile, dar cel mai bine ar fi când nu aveți o inspirație sau când vi se par că sunt prea multe meciuri. Noi oricum asta am spus la fiecare emisiune, da, că nu trebuie neapărat când să iei același... Când sunt prea multe meciuri pe ofertă, să încerce fiecare să-și aleagă câteva meciuri. Mi-a mai întrebat cineva, dar de ce nu faci un bilet cu cele de sâmbătă și duminică pe care le pui la Pariologia, da? Puteți foarte bine să luați din cele 20 de sâmbătă, dacă luați 4 meciuri și din cele de duminică și au ieșit, vă rog frumos să ne anunțați. Eu vă recomand, noi cred că azi am discutat de vreo 50 de bilete, așa, dacă le adunăm pe toate. Da. 50 de meciuri, pardon. Da. Din alea 50 de meciuri, poate vă plac 4 sau 5 sau 3 sau 6, corect, jucați-le 4. Da, știu însă că... Știu poate care să le și combine. Care însă și oarecum logica și spun, bă, dar de ce nu l-am luat pe ăla, că eu vreau să joc biletele astea, cum le-ați spus voi și așa mai departe, dar n-am nicio siguranță și nimeni nu are o siguranță. Asta că biletul ăla de fiecare poate dată să iasă. Nu are nimeni o câteodată rețetă, iese, câteodată 100%. Nu iese, dar eu, de exemplu, dacă joc 4 bilete sâmbătă, din banii mei și pe contul meu, în momentul respectiv, dacă la ora 4 sau la ora 5 nu mai ieșit un bilet, nu o să mă duc să... un suc sau alea, mai pun 2-3 bilete de seară pentru că e oferta bună și cred în continuare meciurile care urmează. Deci m-au scos un meci, dar în continuare meciurile alea pot fi ok. Am vorbit cam mult, Dacian, zi-mi un scor corect la FCSB cu Sepsi. Scor corect? Și mai am o întrebare. Scor corect? Scor corect. Și mai am o întrebare pentru Daniel pe final. 1-1. Deși a pariat 1. Da, am pariat 1. Am înțeles. Și a pus o contră, singur. Și pe Daniel vreau să-l întreb la un meci, să rămân aici pe emisiune și pe înregistrare. Spune-mi ce pronostic vezi tu la luni, la FC Argeș cu UTA. Asta e un meci pronostic senzațional. Adică ce ai luat tu la meciul ăsta?
Eu aș lua un cartonaș roșu. Am înțeles. Ai venit cu varianta de mijloc. Păi da, nu, că la meci bătaie. Ei, eu o să joc la meci ăsta, o să joc ori X2 și plus 2, ori PSF2. Adică mergi pe UT. PSF2? Da, da, pauză sau final 2. Mai facem un pariu? Îmi dai argeșul și îți dau UTA? Băi, n-am voie să facem pariu, că trebuie să dăm taxe, impozite, lasă-mă, în urmă trebuie să dăm din prăjiturile alea. Cu prăjiturile, știi? Două fursecuri trebuie să punem unul de bază. Colegul nostru Andrei să mai mănânci și el. De ce ai luat pe UTA? Nu știu, am eu așa o... Știi de când am mai câștigat o dată, în deplasare? Păi știu, dar nici acasă nu te-a câștigat, dar uite că a bătut pe Hermann. Pe ce mi-a zis Dacian, că a venit Mircea Rednic și Mircea Rednic... A venit Mircea Rednic, i-am văzut, i-am urmărit și în cupă și mi-au plăcut. Au jucat bine în cupă. A, dar n-au meritau mai mult. Din septembrie, de pe o dată de 8 septembrie, UTA nu a mai reușit să câștige într-o deplasare de la Botoșani. Va câștiga o dată. De la Botoșani. N-am zis că avem nevoie de statistician. Păi te-l avem pe Dacian. Nu, serios. Știu. Și iar UTA joacă foarte slab în deplasare. Da, la un moment dat și recordurile astea sunt făcute să fie, doborâte. Doamne ajută, să fie să pentru nu, cei de la să UTA. Să nu câștige în Liga a doua. Ziceți-mi, da, ziceți-mi pe final. E 0-0 probabil, nu? La Lausanne. Da. 1-1 și 1-0 Duisburg. E bine. Suntem în grafic, sper ca Lausanne să spargă gheața și să marcheze. Avem că marchează două goluri. Aceasta a fost emisiunea. Îi mulțumesc lui Dacian, îi mulțumesc și lui Daniel. Sper că v-am fost de ajutor și vom trage linie și vom vedea cum stau lucrurile vinerea viitoare, tot de la 19:15, Pariologia pe canalul de YouTube prosport.ro. O seară bună în continuare! Acest program v-a fost oferit de Superbet.